Scrisoarea a treia, varianta modernă. Iată, vin un turc călare pe un hoverboard electric, tremura, fiind proastă strada, de ziceai că-i epileptic. Cum merge el în viteză, cu un iPhone 7 mână, de pe el s-aude Waze-ul care îi strigă: "Puneți frână!" Prea târziu, nevăzând groapa, în dinți pică otomanul și jumătate îi lasă acolo prin metoda Bouran. Se ridică solul nostru, împrejur întoarce capul și, cum nu vede pe nimeni, își verifică WhatsApp-ul. Lui Mircea, el îi tastează: "Unde ești? Unde să vin?" Însă Mircea, acum o oră, avea ultimul last scene. Speriat, nevoie mare că e vreo diversiune, se apucă îndată solul pe al nostru domn să-l sune. Mircea, în chiloți acasă, îi răspunde degajat: "Azi era, bă, întâlnirea. Îmi cer scuze, am uitat. Eu mi-am pus reminder mâine. De-mi dădeai mesaj, veneam și așa o frecam pe acasă, făceam live pe Instagram." "Băi, Mircea, mă iei de prost, nu-ți va fi bine deloc. Baiazid o să te sune și ai să vezi tu. Pa, ai bloc." Baiazid, auzind asta, tare rău se enervează și pe FaceTime el pe Mircea de îndată l-apelează: "Tu ești Mircea?" "Da, împărat. Te mai lași mult așteptat? După ce că ne-ai dat țeapa, ai și netul de căcat." "Am fost prins rău, Baiazid, îți spun sincer, I'm so sorry. Încercam și eu Kendama, n-ai văzut pe Instastory? Băi, ești prost făcut grămadă, eu vin ca să fac măcel și tu plimbi bila pe sfoară că ai văzut la cerebel? Vai de curul tău, băi Mircea, o să fiți luați pe făraș, vă distrug ca pe bomboane, exact ca la Candy Crush." "Orice gând ai, împărate, eu te aștept, ba chiar insist, nu ne temem de matale, chiar ne-am pus hashtag rezist." "Mâine e ziua cea mare, să dea naiba să nu vine, vom da check-in la 10 la Rovine în Câmpii. Și dacă te ascunzi de mine, vin cu tot aliotmanul și o să te găsim cu toții că ne-am instalat Shazam-ul." Dar Mircea, noaptea ca hoții, pe furiș a acționat, a trimis un spam strategic pe la toți turcii pe chat. Nu le-a dat deloc vreun virus, ci o pacoste mai proastă, i-a îmbârligat să joace între ei balen albastră. Luați de var și mici de creier, au jucat eroii noștri, n-au putut să se oprească și s-au căsăpit ca proști. Dimineața sună ceasul, Baiazid dă adunarea, dar surpriză, doar vreo 10 au făcut încolonarea. Asta, fiindcă ăștia 10, mai sărmani fiind din păcate, n-au primit spamul lui Mircea când aveau trafic de date. "Bă, nu cred, să moară mama," zice Baiazid confuz. "Am venit cu 5 armate și plecăm cu un microbuz." Moral. Aveți grijă în online la ce faceți, dragii noștri. Nu puneți la orice botul că o s-o pățiți ca proști. Fie că e balena albastră și cu aia nu te joci, fie că e o banană subtă la bal de boboci.